Și de câteva cuvinte pentru următoarea rugăciune aș vrea să vorbesc despre veghere. Veghere este ca oxigenul în viața noastră. Vegherea, pilotul, dacă nu veghează, vă dați cu seama ce s-ar întâmpla cu mulțimea de oameni în avion. Dacă șoferul nu veghează, ce s-ar întâmpla pe șosea? Dacă femeia în casă, așa cum spune acolo în Proverbe 31, ea veghează asupra tot ceea ce se întâmplă în casa ei și nu veghează, ce s-ar întâmpla în casă? Aș să vorbesc câteva lucruri despre veghere, sunt multe în Scriptură, dar am să amintesc câteva. Eu am pus Domnul pe inimă lucrul acesta, dacă cumva o să greșesc, iertați-mă, eu cel mai, slab pocăit. Dar este un tare care ne întărește pe toți. E mare și tare și șeful și stăpânul nostru, mărească-i să numele, slăvit să fie Domnul. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Habacuc, capitolul 2, m-am dus la locul meu de strajă și stam pe turn să veghez. Unde e locul de strajă și de veghere? În turn. Dar cine-i turnul acesta? Uitați ce zice Proverbe 18 cu 10. Numele Domnului este un turn tare, cel neprihănit puge în el și stă la adăpost. Măriți să fie Domnul. În 19 cu 16 spune, cine păzește porunca, își păzește sufletul. Cine nu veghează asupra căii sale, va muri. Doamne ajută-ne să veghem. Mi-aduc aminte cu ani în urmă, după Revoluție, mă mai ocupam cu repararea travaturilor și m-a chemat cineva dincolo de socrul meu la vreo 65 de kilometri de la Baia Mare. După ce am făcut lucrarea, m-am întors noaptea târziu pe la 2 și venind cu mașina în viteză mare, că soția m-a așteptat cu 3 copii acasă, am ațepit la volan. Pur și simplu m-a cuprins somnul, am ațepit și n-am mai putut vedea. Dar am auzit o voce. Valer, trezește! Mă îndreptam spre un parapet de beton. Dacă vocea aceea nu m-ar fi trezit, era mort. Dar îi mulțumesc Domnului care în fiecare zi vechează asupra noastră. Îl întreba o dată pe Ieremia, ce vezi Ieremiu? Văd un vegheator bine văzut. Eu veghez asupra cuvântul meu să-l împlinesc, mări să fie Domnul. Și El vechează asupra noastră. Dar noi trebuie să vedem asupra căilor noastre. Primul lucru, cum spune cuvântul Domnului în Psalmul 39, spune Psalmistul David, zicea, voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba. Nu știu care de unde avem căi și ce drumuri avem, fie că mergem în excursie, la munte, la mare, la servici, în biserică sau în călătorie în țară, să veghem asupra căilor noastre, oriunde mergem. Că avem o limbă și n-am auzit pe nimeni să meargă la medic să zică domnul doctor, mă doare limba de nu mai știu ce să fac cu ea. Limba aceasta nu doare, dar întinează tot trupul, spune Iacob. Și moartea și viața sunt în puterea limbii. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să veghem. Să veghem asupra căilor noastre. Căci tot aici spune Iacob un lucru deosebit. Limba aceasta este un mătular care întinează tot trupul. Și zice că toate viețuitoarele Pământului au fost domesticite din neamul omenesc. Dar limba aceasta nimeni nu o poate domestice. Nimeni nu o poate altoi. Dar ce fel de limba ne-a dat Dumnezeu de nu o poate altoi nimeni? Totuși zice cuvântul Domnului. Să vedem asupra căilor noastre. Ca să nu păcătuim cu limba. Pentru că limba aceasta ne întinează tot trupul. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și cu tot cu ea blestemăm pe oamenii care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iasă și binecuvântarea și blestemul, nu trebuie să fie așa pasionat. Deci nu ne rămâne decât să vedem. Și zice Iacob, cine, și în Proverbe spune, cine își înfrânează limba, își scutește sufletul de multe necazuri. Doamne, ajută-ne să vedem. Un alt cuvânt spune Apostolul Petru, aici despre vedere, capitolul 5, versetul 8. Fiți strești și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghețe. Fiți strești și vegheați, pentru că cel rău se luptă cu noi. Dar dacă suntem treji și vegheam, el va fugi de la noi. Tot aici
spune Apostolul Petru în capitolul 4, versetul 7. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Trebuie să ne rugăm, cum spunea și fratele Manu, să ne rugăm neîncetat. Prin rugăciune primim putere. Prin rugăciune avem părtășie cu Domnul. Prin rugăciune vedem asupra sufletelor noastre. Și îmi spunea odată Domnul, vechează asupra rugăciunii și rânduiește rugăciunea la timp. Vă spun sincer, în privința rugăciunii sunt foarte împrăștiat. Adică spunea Domnul și spunea Daniel, de trei ori să ruga pe zi. Mă gândesc că avea o rugăciune rânduită. Dimineața poate fiecare la 7, la ora 7 să ruga, la 12 sau la 1 și seara la 6. Dar eu nu am o rugăciune în felul acesta. Eu mă rog când acum, când pot, cum pot. Și Domnul spune să vechem în vederea rugăciunii. Să ne rânduim o rugăciune să o avem la timp. În fiecare zi, ca Domnul să ne caute acolo. De multe ori spunea Domnul, te caut și nu te găsesc la ceasul rugăciunii. În loc să mă găsească la ora 6, poate cine știe pe unde sunt plecat sau la ce mă gândesc. Apoi, în vederea rugăciunii, nu ne putem ruga orice la rugăciuni. Sunt multe rugăciuni. Rugăciuni de mulțumire, de cereri, de mijlocii. Însă nu ne putem ruga în rugăciunea noastră rău pentru aproapele nostru. Ca Domnul să-i facă rău, să ne păsească Domnul. Spune Apostolul Pavel, zice, când suntem blăstămați, ne rugăm. Când suntem de vorbiți de rău, binecuvântăm, Domnul să ne ajute. Dar mai sunt niște lucruri care spune Apostolul Ioan în epistolă. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care duce la moarte, nu îi zic să se roage pentru păcatul acela. Dacă este un păcat care nu duce la moarte, să se roage. Și Domnul îi va da viață, mărit să fie Domnul. De aceea trebuie să cercetăm totdeauna pentru cine ne rugăm. Și Dumnezeu să dea la toți față pocăință și să aibă viață. Și la oameni să le dea pocăința și să aibă viață, mărit să fie Domnul. Cercetați Scripturile, frații. Nu ne putem ruga pentru orice cine. Vreau să vă spun o întâmplare. O să sunt frate, m-am dus cu un frate păstor și cu un conducător de adunare, undeva la adunare. Și o să-ți fratele conducătore, zice, mergeți la fratele pe bolnav în pat, zice, se bucură că se duc frate pe la el. Și zice, rugați-vă și faceți-i ungere. Ne-am dus la frate. Îi zic pe drum la păstor, auzi, să nu-i faci ungerea. Până nu se mărturisește omul acesta, să nu-i faci ungerea. Și celălalt o să-ți va da, să-i faci ungerea, că va fi o minune și dă satul să vă întoarce la Dumnezeu. Și am zis, mări să fie Domnul, dar vă spun că Dumnezeu nu-l vine. Ne-a dus acolo la fratele, am dat mâna cu el, era în pas și tătătă tremura, de ani de zi. Am schimbat câteva vorbe cu el și am zis, o zis fratele, zice, auzi, noi am venit să ne rugăm pentru tine și să-ți facem ungerea. Mărire Domnului, zice frate. Da, ai ceva de mărturisit? Zice, n-am nimic de mărturisit, frate, Domnul m-a pus la încercare și mă încearcă. Sigur, n-ai de mărturisit nimic? Nu. Și satul întreg vorbea. El o curvit, o băut, o fumat și el spunea că n-are nimic. Vă spun, cum l-am găsit, așa l-am lăsat bolnava. Din pricină că omul acesta nu s-a mărturisit. Nu și-a mărturisit păcatele lui. Dragii mei, să vechem asupra căilor noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Un alt cuvânt care ne dă aici Apostolul în Roman 12, în Evrei 12, versetul 16. E un cuvânt cam greu, dar e cuvântul lui Dumnezeu. Vegheați să nu fie între voi nimeni urvar sau lumesc ca Esau, care pentru mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capite binecuvântarea, n-a fost primit. Pentru că măca o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Dumnezeu să aibă milă de noi. Era pe vremea lui Ceaușescu, în Suciu de Jos, erau frați adunați acolo și nu le-au dat autorizație să-și facă casă de adunare. Și se adunau într-o seară la unul, într-o seară la altul, și un frate o zis, joi seara ne adunăm la noi.
O fost plecat fratele la Dej să-și facă niște cumpărături. Când s-a întors înapoi, era plină adunare. Printre cumpărături de acolo, cumpăra și un aparat de radio, mai mult din Bozor, cum era pe vremurile înaintatea lui Ceaușescu, de mult. Când s-au adunat frații la rugăciune, la prima plecare, așa vorbește Domnul, pentru o soră oarbă, care a lovit un cal cu copit aici între ochi și a rămas oarbă. Prin sora aceea a fost o lucrare. Ascultă ce vorbește Duhul Sfânt, bărbatule, care ai cumpărat lucrul străinului și lucrul străin l-ai adus în casa ta. Scoate-l afară și în ochii tăi, în inima ta și în gura mea, prin gura ta, să fie numai cuvântul meu. Fratele, după ce s-a sculat de pe genunchi, soră, despre ce apara sora nu vede? Ce lucru străin am adus în casa mea? Zice, am văzut așa ca și o cutie mai mică, aranjată frumos, lustruită, și niște fire de curent așa aduse undeva sus pe un tâmp. Și cineva în cutie aia vorbea. Și-a zis Domnul să-l scoasă afară. Cuvântul să fie despătarea sufletului tău. S-a dus fratele și-a dus acolo pe masă și-a desfăcut cutia și când au văzut toți frații, au zis, păi pentru asta, pentru asta. Au zis Domnul, scoate la parte. Cuvântul meu să fie despătarea ta și altceva să n-ai în ochii tăi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dragii mei, un alt lucru la care suntem chemați de chemă, în Deuteronom, capitolul 4. Este un cuvânt aici tare minunat și mi-e mirat cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute să răplinim. În versetul 19 și versetul 23. Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva ridicându-ți ochii spre cer, și văzând soarele, luna și stelele, toată oștirea cerurilor, să fii târât să te închini înaintea lor și să le slujești. Căci acestea sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeu tău le-a făcut și le-a împărțit ca să slujească tuturor popoarelor sub cerul întreg. În versetul 23. Veghează asupra voastră, ca să nu dați uitării legământul pe care l-am încheiat cu voi, pe care l-am cheat cu voi Domnul, Dumnezeul vostru. Și să nu vă faceți vreun chip cioplit, nici vreun fățișare oarecare pe care ți-a oprit-o Domnul Dumnezeul tău să faci. Căci Domnul, Dumnezeul tău, este un foc mistuitor, un Dumnezeu gelos, mărit să fie Domnul. Am încheiat un legământ cu Dumnezeu. Să vegem asupra legământului. Să vegem asupra sufletului nostru. Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze. Încă un cuvânt, frați și surori, în cântarea cântărilor, am mai găsit aici capitolul 5 și spune, am vrea să vă citesc ca să nu ziceți că spune de la mine, spune așa versetul 2, adormisem, dar inima înveghea. Chiar dacă ațipim pe cale, chiar dacă se întâmplă ceva cu noi sau dormim în pat, inima noastră se veghează, mărit să fie Domnul. Haideți să ne ridicăm în picioare. Sunt multe cuvinte. Am amintit doar câteva și aș vrea să citesc din Psalmul 50 de la versetul 23. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă prosfărește. Și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi va arăta mântuirea lui Dumnezeu. Amin. Ne rugăm Domnul.